Se pare că al nostru Colo nu este singurul youtuber care are probleme cu legea. Mai nou și Cătălin Talent se pare că a cam belit-o. Oricum, tipul ăsta este, are cel mai mizerabil canal din toată România. De ce? Ei bine, hai, ok, faci el tâmpenii că e nebun, bagă pe tarde în frigider și în wc sparge televizoare. Treaba lui, găsești destule clipuri de genul pe YouTube. Dar la el două lucruri m-au deranjat. În primul și în primul rând, că s-a pișat pe steagul României și a dat foc. În caz că nu știți clipul, puteți să căutați că îl găsiți, îl găsiți pe YouTube, pe Pornhub, pe unde vreți voi. Uh, chiar dacă eu spun de multe ori că nu sunt un naționalist, că nu sunt genul ăla de om cu vai, că România e cea mai frumoasă țară, zic de atâtea ori că avem o țară frumoasă, dar păcat că e locuitul de o grămadă de idioți, de exemplu cei ce îl susțin pe acest gunoi de om, uh, steagul, practic, sau mai bine zis, uh, toți cetățenii acestei țări și cei care stau în România și cei în afară, acest steag oarecum îi unește, pentru că este simbolul națiunii, simbolul țării, simbolul limbii, ca să zic așa. Practic cu toții suntem legați de drapelul țării noastre, cum de fiecare țară are drapelul său și este un simbol foarte special și problema este în felul următor. Acesta pișându-se pe steagul României și dându-i foc, practic s-a pișat pe mine, s-a pișat pe tine, s-a pișat pe familia, mă rog, el n-are familie, pe familia ta, pe familie prietenilor tăi, pe toți românii s-a pișat. E ok, se scârbă că ești român, mută-te din România, dar nu te pișa pe steagul națiunii de unde știi că sunt toți cei care te urmăresc. Practic, tipul ăsta s-a pișat și pe ce cel susțin primul lucru care m-a deranjat. Și al doilea lucru, și care este? Ei bine, mi-a dat raid și a început să mă fac în toate felurile. Prima dată recunosc, i-am dat eu raid și cam asta s-a întâmplat. Mi-a dat dislike, al cu mânca mi-ar pul adoratat. Tu-ți rasa să sfut! fut. pula măta de țigan. Pii în curul lui măta. futu rasa mă că mi-ai dat Dislike. Uuu, gura, mătire, țigan. După, nu l-am mai băgat în seamă și mereu îmi dă de a raid, cepea să mă înjure. În ultimele des când dă de a raid uri i-am zis o marj dracului de aici că n-am nevoie de tine. Cu o fire al dracu, numai să nu-l mai am acolo. Așa că, să nu vă că o să în comentarii că ce ai mă cu el, cu ce ți-a greșit. Luați de aici dovada, dacă nu uit, vă las în descriere linkul de la live-ul în care... <laughs> mi-a umplut frigiderul. Oricum, mulți ați mai fost și pe celelalte uri în care mi-a dat el raid. Dar, în fine, cam asta-i treau că În talent. Să vedem dacă o să o pățească precum Colo sau mai rău. Hai, Colo doar a instigat. Ăsta s-a și pisiat pe steagul României. Asta e, cum să spun, cred că trădare de țară. Habar n-am. Vă aștept părerea în comentarii. Merită sau nu să obelească în instanță?